Take my whole jam. It ain't a birthday, but a name on the game. If I have a paper, look, he go.
got the clap like we argue I'm not right. But the girl thinks that I'm and you can get mad. She just throw it in the bag. And me, I just laugh. Why I ain't afraid of you? And normally I'm mad because you talking trash. But that's when I remember that girl, I'm just let the shock crew while we just bow at higher. Word to my mama, I'm out of my llama bin. Don't wanna see what that drama mean. Get some drama, man. Obositor, ca și organizator, a fost destul de obositor să stai grijă de tot ce s-a întâmplat, dar sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Sunt mândru că fac parte dintr-o panturaj și că organizăm anual câte 2-3 evenimente de genul ăsta, să-i adunăm pe toți dansatorii care, să zic așa, nu sunt băgați în seamă de media, de alte posturi. Dar aici, la genul ăsta de concursuri, le facem cum vrem noi, suntem în lumea noastră, după regulile noastre, nu trebuie să ne impună nimeni nimica. Sperăm să avem cât mai multe evenimente de genul și să fim sprijiniți de sponsor și de tot ce e nevoie. Și de unde v-a venit ideea? Concursul? Concursuri de genul acesta se fac peste tot în țară și nu numai și în lume. Și am zis să încercăm și noi să aducem la Codle această cultură de breakdance și street dance, hip-hop, pentru că lumea nu prea știe, aici este un oraș micuț și nu prea știe ce înseamnă. Și cu ocazia aceasta am vrut să le arătăm totuși că nu suntem niște derbedei, pentru că dansul hip-hop în sine este considerat, cum să zic, un dans rebel, un dans vulgar. Și azi cred că le-am demonstrat că nu este așa. Primit așa din avion, sunteți o echipă grozavă. Da, mulțumim. Încercăm ce putem oricum. Acum majoritatea membrilor din trupă sunt la început, au jumătate de ani. De fapt, doar eu am experiență, dar sunt dornici și s-a văzut și azi că unul din membri a câștigat locul 1 la 1 versus 1 street dance. Deci s-a văzut potențialul. Am văzut și o membră foarte micuță a echipei. Da, ea este Larisa, are 9 ani, acum o săptămână i-a primit. E un copil foarte, foarte talentat, mai rar se găsește așa copii, mai ales într-un oraș micuț. Dar ne ocupăm de ea și sperăm că vreo 2-3 ani nu o să mai aibă adversari. Dacă ar fi așa din partea ta să dai un premiu unui singur om din echipa ta, cui ai da un premiu? Unui singur om? Cred că Larisa. Ea e Larisa, are 9 ani, e cel mai talentat.
din partea presei primești un premiu pentru cea mai talentată fetiță din anturaj crew. Ești fericită? Îți place să dansezi? Știi să și cânti? Da, să dansezi, să pricepi. Ea e vedeta trupei, să zicem așa. Mereu un spectacol, abia cum. Mereu un spectacol, atrage privirile tuturor. Noi suntem eclipsați, suntem înceați. Ea e starul pe scenă. Bine, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru prezență.